Vă spunem bun venit în Biserica Avangarden la amiaza acestei întâlniri și am vrea ca să vă simțiți bine, atât dumneavoastră cei prezent, cât și cei care ne urmăresc online și pentru deschidere să lăudăm pe Dumnezeu prin imnul 482. Tatăl nostru bun, să fii rău la numele Tău pentru că ne dai ocazia să fim din nou în casa Ta de rugăciune. Amin. Să fii sfinț numele Tău pentru adevărul pe care vrei să ne împărtășești în această dimineață. Și îți mulțumim pentru că facem parte din poporul Tău, din familia Ta și suntem fericiți pentru că Te avem pe Tine. Amin. Dorim, Doamne, ca ziua aceasta de sabat să fie o zi plină de fericire pentru fiecare dintre copiii Tăi care strigă către Tine, Amin. Care ascultă cuvântul Tău sau care sunt bolnavi și au nevoie de ajutorul Tău. Intervino, Doamne, și vindecă-i și salvează pe cei care strigă în mod special. Amin. Avem nevoie de Tine mai mult decât oricând și dorim ca prezența Ta, binecuvântările Tale să fie revăzate peste cei care sunt prezenți în casa aceasta de rugăciune și fă, Doamne, ca adevărul Tău să lumineze viețile noastre și acelor din jurul nostru prin viața noastră. Amin. Pentru că vei rămâne cu noi în continuare și pentru că dorim să binecuvântezi cuvântul Tău în această dimineață, Te invităm Tu să fii prezent aici. Amin. Dă multă putere servului Tău și fă ca mesajul transmis să ne poată apropia de casa de sus. Amin.
Amin. Îți mulțumim prin Domnul Hristos și te lăudăm pentru tot ce ai făcut pentru noi și ai face mai departe de acum și în veci. Amin. Amin. Rugăm frații diaconi să treacă la strângerea darurilor și a zecimilor. Mulțumim! Mulțumim, Tată din ceruri, pentru aceste daruri pe care copiii tăi le-au adus. Te rugăm în mod deosebit să le binecuvintezi. Îți mulțumim că ni le-ai dăruit și te rugăm să le direcționezi tu la locul cel mai potrivit ca ele să facă lucrarea ta și să fie slăvit numele tău. Binecuvintează și ce a rămas acasă, înțelepțește-ne pe fiecare ca să folosim în mod înțelept ceea ce Tu ne-ai dăruit. Amen. Încă o dată dorim să aducem pe cei bolnavi înaintea Ta și în mod deosebit te rugăm pentru sora noastră, Dorica. Amen. Te rugăm, coboară Tu în momentele acestea, oferă-i mângâiere, prezența Ta și vindecarea, dacă este voia Ta. Amen. Credem că ne asculți, că vei rămâne cu noi, te slăvim și te onorăm prin Domnul Iisus în veci de veci. Amin. Amen. Încă o dată vă dorim o ședere frumoasă în locașul Domnului astăzi, atât dumneavoastră cât și celor care ne urmăresc online, și am vrea să vă anunțăm programul din sabatul acesta, pentru că avem bucuria să-l avem în mijloc pe fratele Liviu Olteanu. A spus că are o experiență scurtă sau nu știu ce vrea să ne spună. Va fi o cântare de cor și pe urmă fratele Ionică Herlea are un mesaj special pentru noi. Să-i ascultăm. Poftiți! Ce bine este să fim acasă! Și m-am întrebat uneori unde este acasă. Acasă este acolo unde este Dumnezeu, acolo unde este familia, acolo unde este mesajul, acolo unde este adevărul. Într-o perioadă istorică specială pe care o trăim astăzi, când atentatul asupra normalității și a sacrului este la cotele cele mai înalte, m-am întrebat și mă întreb și probabil că vă întrebați fiecare ce ar trebui să facem. O fetiță suferea de o boală rară și avea nevoie de transfuzie de sânge. Și medicul spune doar frățiorul ei este compatibil să-i poată oferi din sângele lui pentru ca fetița să trăiască. Și îi spune băiețelului, medicul, uite, surioara ta va muri dacă nu va primi din sângele tău. Vrei să-i dai din sângele tău surioarei tale ca să trăiască? Băiețelul stă puțin ezitant și îngândurat, a zis, cum să-mi ia sângele meu, să-l dea surioarei mele? Dar în final înțelege că e surioara lui și o iubește mult și a zis, da, accept. Se realizează transfuzia de sânge și iată că pe fața fetiței
începe să apară culoarea vieții. Din nou se simte bine. Și apoi medicul îi transmite fetiței, știi că transfuzia de sânge a reușit. Frățiorul tău va trăi. La care băiețelul atunci se oprește și întreabă, doctore, cât mai am până voi muri? Băiețelul a înțeles că prin faptul că îi dă din sângele lui surioarei lui, el este condamnat sau el își va pierde viața. În final, medicul îi spune, nu, dragul meu, dându-i din sângele tău surioarei tale și surioara ta și tu vei trăi în continuare. Iubiții mei frați, dați din sângele adevărului vostru celor de lângă voi, ca și alții să trăiască. Adevărul pe care îl aveți în biserica aceasta, pentru mulți o biserică atipică, pentru că se dorește să spună adevărul corect, dați altora adevărul Scripturii, adevărul lui Dumnezeu, mai mult decât oricând, doar așa alții vor reuși să trăiască. Să ne așteptăm Dumnezeu ca într-o vreme istorică specială pe care o trăim astăzi, când nimic nu mai e normal, când trăim o nouă normalitate, ceea ce contează este să ridicăm privirea spre ceruri, așteptând revenirea Mântuitorului, dar achitându-ne de propria noastră responsabilitate pentru ca și alții să trăiască. Până se pregătește corul, am uitat să fac un anunț foarte important. Salutăm și oaspeții noștri dragi din Galați. Avem o familie care le spunem bun venit. Din Tenerife, bun venit. De unde? De la Apateu. Da? De la Apateu, da? Bun venit. Din Italia și din Germania. Deci frații noștri s-au reunit și vor să fie astăzi împreună cu noi la Brașov. Vă mulțumim!
Pacea Domnului! Mă bucur să fim împreună în această amiază de sabat, care este ca o binecuvântare pentru noi, pentru că suntem împreună, ne putem bucura de părtășie, putem să lăudăm pe Dumnezeu, putem să ascultăm cuvântul și putem să transmitem acest cuvânt în toată lumea de aici, de la Avangarden. Mă bucur că sunt alături de noi musafiri din Tenerife, au venit ambasadori și de la Pateu, numai ce am fost sabatul trecut și au venit după noi. Da? Fiți bineveniți, Feli și Ile. Ne bucurăm că sunteți și din alte colțuri ale lumii și ale țării. Ne bucurăm să fie și fratele Liviu Olteanu împreună cu noi. Dumnealui a slujit la mai multe conferințe și diviziuni, da? Domnul să îl binecuvânteze. Poate vine într-un sabat să ne spună mai multe, da? Cum vede el lucrarea la nivel mondial. Mă bucur să vă salut și pe dumneavoastră, toți aceia care ne urmăriți pe internet. Poate ați venit de la biserică, poate unii dintre dumneavoastră sunteți bolnavi acasă, poate unii sunteți departe în diaspora, sunteți mai departe de biserică, poate că biserica este închisă. Aș dori ca să simțiți acea pace și acea bucurie a lui Dumnezeu în inimile voastre în aceste momente. Poate că unii sunteți în spital, poate că unii treceți prin greutăți, însă aș vrea să vă spun, dragii mei, că indiferent de situația în care vă aflați, Dumnezeu vă iubește. Și asta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l reținem. Chiar și atunci când cădem epuizați, chiar și atunci când nu mai putem să facem lucrarea lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu mai suntem ață, Dumnezeu tot ne iubește. Am întâlnit un gând inspirat care spunea că și atunci când toți lucrătorii lui Dumnezeu ar fi dați la o parte, lucrarea lui Dumnezeu tot ar merge înainte. Este extraordinar. Slavă Domnului! Așa că, dacă simțiți povara aceasta a lucrării, e bine. Dacă vreți ca să răspândiți Evanghelia, este bine. Dar dacă sunteți epuizați, dacă sunteți bolnavi, dacă sunteți căzuți pe cale, să nu uitați niciodată că Dumnezeu vă iubește. Înainte de a deschide cuvântul, aș dori să mai fac un apel ca să ne mai rugăm pentru sora Odorica și simt îndemnul din partea lui Dumnezeu, înainte de a deschide cuvântul, să ne ridicăm și împreună cu două persoane să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra sorei noastre. Vă invit să ne ridicăm. Amin, Doamne. Amin. Îți mulțumim, Tată Ceresc, că această familie care facem parte și noi, te rugăm, Doamne, să privești cu milă și îndurarea noastră. Amin. Iartă-ne, Doamne, că suntem destui de păcători și venim prin meritele Domnului Iisus Hristos să te rugăm în vremurile acestea, să privești cu milă și Amin. Dă-ne, Doamne, înțelepciune mai mult ca oricând. Dă-ne, Doamne, pace. Amin. Dă-ne, Tată Ceresc, în inimile noastre, iubirea care vine de la Tine. Amin, Doamne. Tată Ceresc, în mod special te rugăm această soră care este iubită de comunitate. Doamne, nu e nevoie să-i spunem numele. Amin. Că și Tu o cunoști pe nume. Amin. De aceea la Tine venim ca un medic și ca un tată iubitor. Dar Te rugăm, dacă este voia Ta, Doamne, și nu voia noastră, ai milă de noi, Dumnezeul lui Abraham și al lui Iacob. Amin. Ai milă de noi în vremurile acestea de strâmtorare. Amin. Și ajută-ne, Doamne,
să privim cu ochii deschiși spre mântuire și spre salvarea sufletelor noastre. Amin, Doamne. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările. Binecuvintează Tu vorbitorul. Amin. Pune-i Tu în vorbele Lui ca să ne miște inima și să ne apropie de harul Tău și de tronul Tău și ajută-ne ca să trăim clipe de bucurie spre a Te aștepta pe Tine, Tată Iisuse Hristoase. Amin. 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 Domnul. Sfânta Scriptură ne spune că putem mijloci unii pentru alții, pentru situațiile acestea, pentru întărirea în credință și cred că este un moment în care să simțim împreună cu cei care trec prin suferință. Aș dori ca în momentele următoare să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, unde imediat după martiriul lui Ioan Botezătorul este prezentată acea pericopă cu înmulțirea pâinilor. Era o vreme de criză. Ioan Botezătorul, cel care a pregătit calea Domnului, prin voința lui Dumnezeu și prin îngăduința lui a fost decapitat. Ucenicii erau debusolați. Nu știau cum va merge misiunea mai departe. Dacă și Ioan Botezătorul a căzut, ce se va întâmpla mai departe? Care va fi viitorul națiunii, viitorul poporului, speranța? Ioan tocmai fusese omorât. Și imediat, după acest episod trist, când Ioan, cel care a fost iubit de popor, care era o speranță, s-au dus la el și l-au întrebat: Tu ești Mesia sau să așteptăm pe altul? Spune-ne clar! Și Ioan le-a spus: Nu, eu sunt doar un glas care strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului! Și fiind foarte focusați pe Ioan și pe persoana lui și pe lucrarea lui, a uitat de Iisus Hristos, așa cum facem și noi de multe ori, dragii mei. Suntem tentați să ne uităm mai mult la oameni decât la Iisus Hristos. În timpurile acestea nesigure, când totul se clatină, când nu mai știi pe cine să crezi, vreau să vă pun în brațele lui Hristos. Pentru că acolo sunteți în cea mai mare siguranță. Oamenii vă vor dezamăgi și eu, pentru că sunt om. Însă dacă vă puneți încrederea în Dumnezeu și în cuvântul Său, niciodată, dar niciodată nu veți fi dezamăgiți. Și fiți atenți cum a rezolvat Iisus această criză, această situație dramatică. După ce apostolii s-au adunat la Iisus și au venit entuziasmați, pentru că îi trimisese să facă misiune, i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Și au zis: Doamne, a fost un succes, a fost extraordinar, uite, Evanghelia dă rezultate. Și Iisus le-a zis: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Uneori suntem atât de preocupați cu viața aceasta, cu stresul, cu alergarea, încât uităm să ne bucurăm de viață. Uităm să ne protejăm sănătatea, uităm să avem relații cu familia noastră, uităm să ne împrietenim cu cei din jurul nostru. Cu alte cuvinte, uităm să trăim. Unii sunt foarte ocupați cu lucrarea lui Dumnezeu, încât uită lucrul acesta și lor le spune Hristos: bun. Vă aduceți aminte de ce v-am spus la început? Chiar dacă toți lucrătorii din lucrarea lui Dumnezeu ar fi dați la o parte într-o zi, deodată, lucrarea lui Dumnezeu tot ar merge înainte. Avem impresia că noi suntem Mesia, că noi salvăm lumea. Nu salvăm noi lumea, dragii mei. Noi suntem cel mult un glas care strigă și dă mărturie despre puterea și iubirea lui Dumnezeu. Atâta tot. Restul face El. Este lucrarea Lui. Ce o să se întâmple cu biserica? Dar e a mea biserica, e a Domnului. Ce o să se întâmple cu lucrarea? Este a mea lucrare, este a Domnului. El va purta de grijă.
Dacă eu sunt credincios, Dumnezeu își va face lucrarea. Și au venit apostolii foarte entuziasmați și au zis, Doamne, uite ce am făcut. Și Iisus le spune, haideți la o parte și odihniți-vă puțin. Trăim într-o lume foarte stresată și foarte obosită, care nu-și mai ia timp să se gândească la lucrurile care contează cu adevărat. Să se gândească la darul lui Dumnezeu care este viața. Erau mulți care veneau și se duceau. Și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Să aveți zile în care nici măcar să nu apucați să mâncați? Da? Cred că sunt multe, nu? E adevărat, nu din cauza Evangheliei, din cauza preocupărilor vremelnice. Trebuie să le avem și pe astea, nu? Dar se întâmplă foarte des că nu avem nici măcar vreme să mâncăm. Și Iisus zice, mai opriți-vă din alergarea aceasta. Liniștiți-vă, calmați-vă, pentru că eu sunt stăpânul. Și apoi spune cuvântul că au plecat cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Oamenii au văzut plecând și i-au cunoscut, au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod. I s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să învețe multe lucruri. Dragii mei, vedeți în descrierea aceasta lumea în care trăim noi? Este lumea înfometată de Evanghelie? Ce ziceți dumneavoastră? Unii n-au treabă, fug de ea. Dar există acea foame, acea dorință după ceva. Oamenii când ajung în criză, încep să se întrebe și încep să caute pe Dumnezeu. Încep să reevalueze viața. Unii sunt meschini, sunt nesinceri. Unii îl caută pe Dumnezeu doar pentru pâine și pește. Alții doar ca să fie mai siguri. Însă unii, să știți că se trezesc. Și în urma acestor lovituri, Dumnezeu îi trezește, le trezește conștiința. Și parcă văd acei oameni care alergau după Iisus. Știți ce îmi place la Iisus? Că niciodată nu și-a pus un program pe ușă. Mi-aduc aminte, eram în seminar și aveam mai mulți profesori. Două categorii. N-aș vrea să dau mai multe detalii. Unii cu program pe ușă și alții spuneau, poți să mă deranjezi oricând, dacă ai o problemă serioasă. Și la două noaptea. Așa este Iisus. Nu și-a pus program pe ușă. Poate fi deranjat oricând. Și chiar dacă era obosit, chiar dacă era flămând, când a văzut oamenii, li s-a făcut milă de ei. Asta este deosebirea între Hristos și majoritatea domnitorilor care poruncesc cu stăpânire astăzi. Și culmea, ca o ironie, zice Domnul Hristos, li se mai dă și numele de binefăcători. Toți dictatorii erau numiți binefăcători, inclusiv prea iubitul care era mai demult. Acum o să mai apară și alții. Și toți sunt văzut ca binefăcători, toți vor binele. Dar cine știe, numai Dumnezeu, câte interese sunt în spate. Iisus Hristos a spus, nu pot să-i las pe oamenii aceștia. Trebuie să le predic Evanghelia și trebuie să-i hrănesc. Spune cuvântul că erau ca niște oi fără păstor. Este omenirea noastră, mai ales în perioadele acestea, ca o turmă fără păstor? Ce ziceți dumneavoastră? Lumea este răvășită, este întoarsă pe dos. Oamenii sunt debusolați, nu știu ce să facă. Sunt atâtea probleme care îi asaltează și civilizația a pus o presiune atât de mare și atâtea pretenții în viața noastră, viața nu mai este simplă, s-a complicat foarte mult. Și din cauza asta, dacă o rotiță din sistem se roade sau se blochează, se blochează multe aspecte din viață și oamenii nu mai știu să trăiască simplu. Ce o să fie?
ce o să se întâmple? Orice ar fi în viața voastră, nu lepădați Evanghelia și nu lepădați pe Iisus Hristos. De aici încep lucrurile. Și Iisus a început să le predice Evanghelia și spune cuvântul că fiindcă ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de El și au zis: locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite, dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele de prin prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Simplu, nu? Ai făcut evangelizarea și le dai drumul să meargă, duceți-vă, hai. V-am spus, v-am îndoctrinat, am rezolvat problema, ați primit, v-am făcut catecheza, mai departe, Domnul cu voi. N-am procedat așa de multe ori. Însă oamenii au nevoie de legătură sufletească. Oamenii poate au nevoie și să mănânce în momentele acelea. Și Mântuitorul le spune: dați-le voi să mănânce. Cum noi? Păi n-avem bani, nu? Asta spune. N-avem bani, Doamne, n-avem bani. Cu ce să facem lucrarea? Deci, dar nu de bani e problemă. De credință. Și avem 200 de lei. Ce să facem noi cu 200 de lei, Doamne? La atâția, uite-ți, mii de oameni, erau 5.000 numai de bărbați. Și Domnul Hristos a spus: nu asta este problema. Așezați-i încete, ca să nu se bată ca la ajutoare. Știți când se împarte câte un tir, bă, dă și mie, dă, să bată acolo în trei. Nu, zice, ordine. Ajunge pentru fiecare. Când vii la Hristos, nu pleci nebinecuvântat. Să fii sigur de treaba asta. La Hristos nu este criză de binecuvântări. La Dumnezeu nu este criză de binecuvântări. Și de-aia zice, nu, trebuie să fie ordine. Așa zi încete și a început să rupă, după ce a binecuvântat mâncarea, 5 pâini, 2 pești și nu se mai terminau, nu se mai terminau. Și au fost hrăniți toți. Și la urmă a zis, strângeți și firimitorile. Aici iarăși avem câteva lecții de învățat. Că Dumnezeu poate să binecuvânteze chiar și un loc pustiu. Dumnezeu poate să facă minuni oriunde. Dar nu avem supermarket, nu avem de unde să cumpărăm. Dar zice, dar nu, stai puțin, că nu știi cu cine vorbești. Vorbești cu Dumnezeu în persoană, întrupat. Eu vreo problemă la mine să dau de mâncare dacă eu am creat din nimic? Asta ne împiedicăm noi de multe ori. Credem că Dumnezeu ajunge în pană de idei și de posibilități. Și încercăm să credem că dacă noi nu facem anumite lucruri să-L ajutăm pe Dumnezeu, El nu să reușească să facă. Nu! Ceea ce facem noi este doar să primim planul lui Dumnezeu. În rest, lucrarea este a Lui. Și dacă noi lucrăm pentru El, Dumnezeu ne binecuvântează. Au mâncat toți și s-au săturat. Câte pâini? 5 și 2 peștișori. 5.000 de oameni? E incredibil, nu? Și putea să zică Mântuitorul atunci, dacă tot am avut un ospăț, aruncați la tomberon, ce nu mai trebuie, gata. Și apropo, ca o mică paranteză, câtă mâncare aruncați? V-ați gândit? S-a făcut așa un calcul. Nu mai vorbim dacă ați făcut calculul în bani, cam cât costă mâncarea pe care o aruncați și pe care o aruncăm. De ce? Pentru că ne-am obișnuit să fie. Las că este, nu-i nicio problemă, nu mâncăm, pac, aruncăm. Ne-am învățat să aruncăm binecuvântările lui Dumnezeu. Dar Hristos a zis, strângeți fărâmiturile, pentru că ele nu trebuie să se risipească. Ele sunt binecuvântarea lui Dumnezeu. Aveți obiceiul să adunați mărunții sau să dați mâncarea care rămâne cuiva nevoiaș? Nu prea ne-am mai învățat să facem lucrurile astea, nu? Aruncăm și gata. Nici o problemă. Însă Hristos ne dă și aici o lecție. Binecuvântările lui Dumnezeu nu trebuie să se risipească. Cu siguranță, dragii mei, avem frământări și îngrijorări și poveri cu privire la viitor. Însă nu uitați că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Vremurile care stau în fața noastră nu vor fi ușoare. Și există două posibilități mari. Unu, ori să se rezolve criza aceasta într-un an, un an și ceva, ori chiar să intrăm în criza finală. Nu vreau să fac niciun fel de speculații, însă și într-un caz și în altul, toate lucrurile
sunt în mâna lui Dumnezeu. Datoria noastră este să fim credincioși. Oricum, criza economică începem să o simțim. Da? Încep să bubuie prețurile, s-au scumpit carburanții, se scumpesc toate. Nu mă auzi de scumpiri, de scumpiri, de scumpiri. Toate se scumpesc. Semne prea mari că s-ar redresa lucrurile nu prea sunt. Dacă e să vorbim de criza alimentară, și aici tot se vorbește de criza alimentară, deși chiar spuneam când eram la Apateu sabatul trecut, nu știu cum de este în România criza alimentară, pentru că frații de acolo au aruncat vinetele, așa e Feli sau nu? Că nu le-au putut vinde, le-au tocat pur și simplu și le-au aruncat pe câmp, că nu mai aveau preț, nu se renta să mai ducă, să le recoltezi, plătești oameni și acolo, să le mai duci și la piață, plătești și piața și nu te alegi cu nimic. Și le-au aruncat pe câmp. Nu știu de ce se întâmplă lucrurile astea, dar se întâmplă. Și te duci la supermarket și le iei cu 7 lei kilogram. Criza alimentară. Indusă, făcută, nefăcută, dar observați că lucrurile se duc într-o anumită direcție. Și toate până la stomacel. Știți cum zicea Coșbuc? Că nu mai putea răbda când foamea, da? Hristos să fii și nu a scăpat nici în mormânt. Da? Când e vorba de foame, oamenii încep să fie foarte sensibili. Și nu vreau să mă gândesc la ce va urma. Însă, dragii mei, chiar și în aceste condiții, Dumnezeu este la cârmă. Vorbim de scumpiri, de înrobirea populației, din ce în ce mai datoare, din ce în ce mai puțin capabilă să cumpere anumite lucruri. Foarte mulți datori la bănci, da? Te întrebi, ce se va întâmpla? Agitații de masă și neliniște în toată lumea. Ați văzut ce a fost în Australia, în țările Europei, multe revolte, multe proteste, da? Astea ne spun ceva. Și n-aș vrea să fiu alarmistul ăla să spun că mâine vine Domnul. Nu vreau să fac statistici de felul ăsta. Și nu vreau să mă înțelegeți greșit că am capitulat în fața vieții și n-aștept altceva decât să vină Domnul să mă scape de reumatism și de probleme. Nu, unii abordează în felul ăsta venirea Domnului. Nu așa trebuie abordată. Venirea Domnului trebuie să fie o bucurie. Dacă El ne binecuvântează în viața asta, ne bucurăm de binecuvântările Lui, mergem mai departe, facem planuri de viitor, susținând și lucrarea Lui, dar dacă El îngăduie să intrăm pe ultima linie, ce putem face noi? Putem să schimbăm ceva? Nu putem să schimbăm absolut nimic. De asta trebuie să avem această liniște. Vai, se întâmplă. Și ce dacă se întâmplă? Slavă Domnului dacă se întâmplă, nu? Legat de sănătate, chiar discutam cu un prieten care este nutriționist și studiază, este și pastor în Spania, am avut câteva emisiuni cu el la 7. Și spunea că există peste 700.000 de virus neidentificați care se vor transmite datorită distrugerii ecosistemelor și datorită faptului că oamenii pot să ia virus de la animale. 700.000 de virus. Era studiu științific, nu era ceva publicat așa la, eu știu ce, revistă de 2 lei sau într-o publicație de scandal. Vorbim de unul, dar mai sunt atâția care stau în așteptare. Da? Ce faci? Zice Hristos că unii își vor da sufletul de groază. De ce? Pentru că nu au credință. Însă, oamenii lui Dumnezeu care văd toate aceste lucruri, își ridică ochii în sus și spun, slavă Domnului, astea trebuie să se întâmple. Sunt scrise în cartea lui Dumnezeu. Vor fi și persecuții. Câți dintre voi ați văzut filmul Rip Hagen? Vă recomand filmul ăsta, este un film istoric din vremea celui de-al doilea război mondial. Personajul principal, cred că era un olandez, Dries Rip Hagen, era un trădător de elită, foarte înstărit și îi momea pe evrei, le spunea că îi scapă de naziști și era cel mai perspicace trădător al lor. Era și de o parte și de alta.
Și la finalul filmului scapă în Argentina, cum au scăpat majoritatea naziștilor. Da. Un element perfect de trădător, care a știut să joace și într-o parte și într-alta. O să ne confruntăm și cu aspecte de genul ăsta, de oameni care știu să joace interesele și care te vor vinde pe o cană de apă. Da? Biblia spune asta, nu o spun eu. Zice, se vor vinde, Matei 24, unii pe alții. Da, este prezis și lucrul acesta. Însă, dacă e să ne gândim la criza cea mai puternică, va fi foamea de cuvânt, dragii mei, foamea de cuvântul lui Dumnezeu. Când oamenii vor ajunge cu adevărat în criză și nu vor mai avea soluții, vor mai căuta cuvântul lui Dumnezeu, spune prorocul Amos, și ce spune mai departe? Și nu-l vor găsi. Cât despre aspectele acestea care zicem noi că îi panichează pe cei mai mulți, aș vrea să vă citesc câteva lucruri din cartea lui Isaia, niște cuvinte foarte frumoase pe care aș dori să le luați la suflet. Este un pasaj pe care l-am găsit foarte bun pentru a ne încuraja în vremurile acestea și care ne explică de ce vin nenorociri și boli și suferință și anumite lucruri chiar peste poporul lui Dumnezeu. De ce a venit criza în poporul Israel? De ce au fost luați în robie? Pentru că nu au ascultat, da? Nu au ascultat de Dumnezeu. Crizele, problemele sunt și un element care trezesc pe poporul lui Dumnezeu. În momentul în care Isaia a scris aceste cuvinte, poporul lui Dumnezeu era în robia asiriană, sau cel puțin asta a prezis el, e vorba de asirieni. Și spune așa, începând la versetul 12, Isaia 33, și aș vrea să ascultați cu mare atenție. Popoarele vor fi ca niște cuptoare de var, ca niște spini tăiați care ard în foc. Care popoare? Cele care îi asupreau. Voi cei de departe, ascultați ce am făcut, și voi cei de aproape, vedeți puterea mea. Și fiți atenți la versetul 14. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cine pune întrebarea asta? De unde? Din Sion? Păi nu credem noi că păcătoșii sunt doar în afara Sionului? Asta este gândirea triumfalistă, noi și numai noi, pentru noi, datorită nouă, da? Și totul se învârte în jurul nostru, dar zice Dumnezeu că îngăduie criza pentru ca păcătoșii din Sion să își pună întrebări și dă răspuns Dumnezeu acestei întrebări oarecum impertinente. Da? Doamne, cine poate să facă față la pretențiile tale? Cine poate să stea în picioare? Și dă răspunsul Dumnezeu, cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce nesocotește un câștig scors prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea, da, ca să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul. Făgăduința, versetul 16. Acela va locui în locuri înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, i se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Câți dintre dumneavoastră sunteți pregătiți să trăiți numai cu pâine și apă? Nu ne convine, nu? Ne e cam greu să ridicăm mâna. Însă Dumnezeu ne-a promis că pâinea și apa nu ne vor lipsi, dacă avem credință în El. Așa că viitorul este asigurat. Dacă nu o să ai nici pâine și apă, cum o fi? Cum a trăit Moise 40 de zile fără mâncare și fără apă? Cum a trăit Ilie 40 de zile fără mâncare și fără apă? Și 3 ani și ceva a trăit o perioadă la început cu pâine și carne și după aceea Dumnezeu l-a trecut numai pe pâine și apă. Da? Cum a trăit? N-a murit, nu i-a scăzut glicemia, nu i-au scăzut mineralele, nu n-a avut carență de beuri. N-a avut probleme de genul ăsta. De ce?
Pentru că Dumnezeu este Cel care susține viața, dragii mei. Și da, dacă ai un stil de viață sănătos, este bine. Dar să nu uităm niciodată că Cel care binecuvântează acel stil de viață sănătos și Cel care îți dă viață, este Dumnezeu. Și Dumnezeu care ți-a dat viață, care a făcut ca inima ta să bată în pântecele mamei la 25 de zile, ca o minune, nu poate explica nimeni. Credeți că nu poate să întrețină viața pe mai departe? Ba da, poate. Și așa spune cuvântul, acela va locui în locuri înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Și o altă parte a făgăduinței, ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Dragii mei, cred că avem nevoie să stăm mai mult lângă Iisus Hristos și să luăm Biblia, să citim aceste promisiuni ale lui Dumnezeu și să nu ne mai temem atât de mult. Frica este un semn al neîncrederii în Dumnezeu. Știți când a apărut prima dată frica? De ce? Pentru că acolo era Dumnezeu, nu? Păcătuiseră. Și păcatul, știți că scurt-circuitează acea încredere în Dumnezeu. Nu este timpul să fim descurajați. Este timpul să ne încredem în Dumnezeu. Este timpul să ne încredem în făgăduințele Lui. Este timpul să ne strângem la oaltă și să avem acea dragoste frățească pe care o dorește Mântuitorul. Nu mai avem motive de a ne teme, pentru că Iisus Hristos este la cârma lucrurilor. Vom vedea lucruri mari făcute în lumea noastră. Vor fi multe, multe, însă vom vedea și minunile lui Dumnezeu, care vor fi mult mai mari. Și asta este și mai interesant. Mi-aduc aminte, asta să mergem puțin spre încheiere, că un unchi de-al meu, care mi-este drag, poate că acum ne urmărește, a pierdut-o pe mama lui, mătușa noastră. Și după înmormântare a mers la masa de părtășie și a zis, ce bine-i de mama, că ea nu o să vadă lucrurile care s-au întâmplat în lumea asta. Păi au ascuns-o Domnul în țărâna pământului, dar vai de noi o fi! Și am stat așa, m-am gândit, da, omul când e îndurerat spune multe și nu-i bine să-l zgândărești, pentru că e o situație atipică. Dar fiind foarte apropiat, am zis, dar ce cuvinte sunt astea? Astea sunt cuvinte de biruitor sau de înfrânt? Da, am înțeles că mătușa a încheiat socotelele, Domnul are în brațele lui, va fi la ziua învierii și Domnul o va ține în brațe atunci. Dar asta e vorbire de învingător sau de învins? Adică pe noi ar trebui să ne sperie lucrurile astea sau să ne bucure, să spunem, da, într-adevăr, slavă Domnului că va fi. Pentru că vom vedea puterea lui Dumnezeu. Nu așa a fost și cu toate minunile din Biblie? Când Dumnezeu i-a provocat să creadă. Păi mai citeam noi despre trecerea Mării Roșii, mai citeam noi despre mulțirea undelemnului, despre minunile lui Iisus Hristos. Toate s-au întâmplat în vremuri de criză. Și tot ceea ce va urma, dragii mei, este în mâna lui Dumnezeu. Așa că cel ce a înmulțit pâinile și cel care a purtat de grijă mulțimilor, cel care a creat universul și ne-a creat pe fiecare dintre noi, dragii mei, poate să ne poarte de grijă și în ultima bătălie dintre bine și rău. Doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu toți. Să văd mai mult zâmbet pe fețele voastre. Pentru că Hristos n-a murit. Este viu în vecii vecilor. Dumnezeu n-a murit. Și cred, dragii mei, că putem să trăim pentru El și în viața aceasta și în viața viitoare. Și dacă Dumnezeu ne va face plăcuta surpriză să vină în lumea noastră, nu va fi decât o surpriză plăcută, pentru că asta am așteptat, pentru asta ne-am rugat, asta am dorit și asta dorește pentru fiecare dintre noi. Nu mai fiți triști, nu mai fiți îngândurați, nu mai fiți posaci, pentru că avem toate motivele să-i mulțumim lui Dumnezeu
pentru toate binecuvântările sale. Amin.
urmă, l-am rugat pe fratele Albert să ne caute cântarea Să nu te temi de viitor. Este o cântare foarte frumoasă, care nu se află în colecția noastră de imnuri. Și îl rog să o afișeze, deja e afișată, și să cântăm din toată inima această cântare, care este și o promisiune din partea lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm. Salveze pe copiii tăi din această lume destinată pieirii datorită păcatului. Îți mulțumim că ne-ai pregătit un viitor atât de veș, atât de minunat
în veșnicie. Și îți mulțumim că în momentele grele pe care le trăim sau care vor veni, Tu ne vei însoți pe fiecare dintre noi. Amin. Acum te rugăm în mod special să asculți rugăciunea noastră în ce privește pe sora noastră dragă, Odorica, Amin. Pe care te rugăm să o readuci în mijlocul nostru. Amin. Să ne bucurăm împreună de slujirea dumneai ei. Amin. Să se bucure împreună cu fiii ei. Și cu toții să te așteptăm să închei cât mai curând această istorie tristă. Amin. Știm că nicio încercare nu este prea grea pentru cei pe care Tu îi ții de mână. Dorim să te ținem strâns de brațul Tău și Tu să ne conduci în momentele dificile, prezente sau viitoare, pentru că Tu ne scoți la iveală un viitor luminos și măreț și dorești să ștergi orice lacrimă din ochii tuturor, dorești să ne bucurăm de prezența Ta. Abia așteptăm acest lucru. Amin. Amin. Nu sâmbăta viitoare, cealaltă, nu o să vă mai poată spune nimeni, veniți să vizitați expoziția de Biblie, pentru că se va termina. Se va termina cu un eveniment frumos pentru aceste zile, și anume un festival de recitat Biblia din memorie. În momentele grele, oamenii redau din memorie pasaje din Biblie. Aceștia îi susțin pe creștinii din China persecutați. Aceste pasaje l-au susținut și pe tatăl meu când a fost în închisoare. Aceste perle ne pot susține și pe noi în momente foarte dificile, care ne pot întâmpina. De aceea, cei dintre dumneavoastră care cunoașteți minim un capitol din Biblie, vă puteți înscrie la festivalul de recitare a Bibliei din memorie, care va avea loc la Cati, aici, la un kilometru de dumneavoastră, când se va încheia expoziția de Biblie. Festivalul nu este numai pentru cei din Biserica Adventistă, este pentru toate bisericile și au fost deja invitate și vor participa. Dacă doriți să spuneți un pasaj din Biblie care v-a înnobilat, v-a făcut mai bogați, minim un capitol, vă puteți înscrie la acest festival. Sau puteți să-i priviți pe alții care vor spune, fie copii, fie tineri, fie seniori. Și atunci se va încheia expoziția noastră de Biblie, al cărui proprietar se află printre noi și nu știu dacă știți, este vorba de fratele nostru Stoica Florian și cu soția dumnealui, Stoica Teodora. Dânsii locuiesc în Germania și trăiesc iarna în România, iar toamna aceasta au petrecut-o la Brașov ca să vă arate această expoziție care va pleca în curând. Dar astăzi vă pot invita, după ce terminăm aici, pe stomacul gol, veniți să vedeți expoziția de Biblie și să ascultați niște explicații extraordinare. Dar cei care vreți să veniți după ce ați mâncat, vă invit și la ora 5 să vă prezentăm aceeași expoziție cu alte cuvinte. Așa că vă dorim un sabat binecuvântat astăzi, care să continue cu bucurie și în săptămâna care ne stă în față, având în minte că puteți prezenta
un capitol din Biblie pe din afară peste 2 săptămâni când se va încheia expoziția de Biblie. Vă mulțumesc, sabat binecuvântat! Pacea Domnului tuturor! Mulțumesc lui Ionică pentru cuvântul pe care l-a spus, m-a încurajat foarte mult. Cumva mama împărtășea aceeași viziune că mai bine mor acum, că scap de persecuția care vine. Noi adventiști am crescut cu chestia asta de mici. Mai mult sunt triști că se întâmplă ce se întâmplă, dar Dumnezeu are un plan peste planurile noastre. Am venit ieri cu inima apăsată, credeam că mă duc să o văd pe mama pentru ultima dată, să mi-au rămas bun. Însă aseară, când am fost lângă ea, cu Alina împreună, am simțit că parcă totuși își dorește să trăiască. Nu părea așa dornică să încheie capitolul vieții ca să treacă de persecuțiile care vor veni. Și în timp ce eram acolo, am făcut un video scurt cu telefonul ei, pentru că nu avem voie cu telefonul nostru, și l-am trimis storei ei, care a și sunat înapoi, tot cu video, și mama s-a bucurat foarte mult să o vadă. Și după aia i-a spus și fratelui ei că are șansa să o mai vadă o dată, și a sunat și el, tot scurt, câteva secunde doar, ca să nu o obosească. Și mama a început să dea semne, a reacționat la mesajele lor, le-a făcut din mână, ceea ce e mare lucru, pentru că acum 2 zile nu putea nici să deschidă ochii când a fost dănuța la ea. Și am vorbit cu mai mulți și mi-au spus că în situația ei și în situația celor care trec prin ce trece ea, intervine o depresie foarte mare și dorința de a muri. Suferi atât de crunt, ești singur, nu ai voie să vezi pe nimeni, te simți părăsit și spui mai bine mor. Am suferit destul și mai bine mor aici decât să mai sufăr și altă dată. Și intervine o depresie și mă bucur mult că Dumnezeu ne-a dat spitalul ăsta unde putem intra la ea. M-am mirat că se poate. Ne-am îmbrăcat cu niște combinezoane, cu vizieră, cu tot ce trebuie și ne-a lăsat să stăm cu ea și m-am bucurat foarte mult. Ca să închei, cei care vreți să-i trimiteți mesaje, dacă vom găsi momentul potrivit, de 4 sau 5 zile nu am mai ascultat mesajele, nu a putut să se miște și asistenta nu a pus mâna pe telefonul ei. Eu acum i-am spus că poate să-i pună o dată pe zi mesajele, să le asculte. Și mă gândeam să fac un video scurt cu mesaje de la toți care vor să o încurajeze. 2 cuvinte, Dita, fii tare sau, nu știu, te iubim sau vină între noi, ce vreți voi să-i spuneți. Dacă o să fie mai lungi, o să le tai eu, măcar să vă vadă chipul, să vadă că vă gândiți la ea, să vadă că oamenii încă o mai doresc și că nu ne-am obișnuit cu ideea că va muri și nu va mai fi printre noi. Poate asta se va întâmpla, nu știu. Și atunci trebuie să privim cu, cum spunea el, cu bucuria că la înviere va fi cu noi și o să trăim acolo veșnicie. Acum că trăim 70 sau 80 de ani de mizerie sau de bucurie, e puțin oricum în comparație cu veșnicia. Dar dacă Domnul totuși mai are un plan cu ea și ea încă mai are o influență bună asupra unor oameni, o va scăpa, n-am nicio îndoială. Chiar dacă doctorul i-a dat 1% șanse să supraviețuiască. Doctorul cel mare e Iisus. Deci dacă vreți, îi trimiteți mesaje fie lui Florin, fie mie, că direct ei va fi greu să le pună pe toate. Așa mai bine le prind eu pe toate într-un singur video, le editez un pic și când mă duc la ea sau dacă nu o rog pe asistentă, dacă nu o să mai pot intra și o rog să-i pună video ăla. Dacă nu aveți numărul meu, vi-l pot spune acum. Pe al lui Florin cred că l-aveți mai mulți, dar și pe al meu îl puteți scrie. E 0758 028 811. Mulțumesc mult și sper să o vedem pe mama printre noi. Thank you.
nu este chiar așa de târziu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru belșugul de binecuvântări, exact cum a zis fratele Ionică din pasaj, că Domnul Hristos zice, veniți la o parte, să ne odihnim. Astăzi cred că ne-am odihnit la un popas de suflet, am avut o experiență frumoasă a fratelui Liviu, cuvântul. Salutăm. Să nu uit, Ami, experiența și mesajul de încurajare, noi am fost și aseară, ne-am rugat și referitor la aceasta a fost dezbătut pasajul din Ezechia. Și Ezechia a fost bolnav pe moarte și a primit un răspuns. Isaia n-ajunsese încă afară, Dumnezeu ce întoarce înapoi și du-i o veste bună. Și noi am vrea ca vestea bună să ajungă la sora Odorica și să o vedem printre noi. Mulțumim pentru participare, mulțumim lui Dumnezeu că a scos alături de noi. Fraților, Ali Bota a spus despre expoziția de Biblie, mulțumim fraților care s-au ostenit și au adus aceste Biblii și a fost făcut posibilă expoziția. Mulțumim fraților din diasporă, mulțumim celor online și vrem ca Dumnezeu să fie alături de noi. Amin. Vă mai rețin atenția cu două anunțuri. Sabatul viitor, așa cum s-a anunțat și a fost postat pe grup, va fi grupul Unisong. Vedeți că frații noștri am dus lipsă două sabate de muzică, dar va fi grupul Unisong și al doilea anunț s-a hotărât ca să fie ziua recunoștinței cu ocazia aceasta. Deci să fie amvonul amenajat, știți, așa frumos, avem surori care se pricep foarte bine și vine partea cea mai frumoasă acum, masa de părtășie va fi nu cum are avea sora Carolina, da? Carolina Ungureanu, zic bine? Sau cum vă zice? Da. Zice, aniversarea căsătoriei noastre, zilei în care ne-am căsătorit, zice, noi totdeauna o sărbătoream prin ce soră? Dar cum o sărbătoreați? Și post. Noi nu vrem să facem post sabatul viitor, dar va fi o masă cât se poate de simplă, s-a hotărât cu pâine și struguri. Să fie o părtășie frumoasă, dar în care să... Da, da. Cu acestea zise, vă mulțumim, vă dorim un sabat frumos în continuare, poftă bună și Dumnezeu să ne călăuzească. Amin.